temerile lui Sam cu privire la Benedict. Din când în când mă vizita Gloria. Din când în când Benedict era mândru de mine, mă iubea. Când dormeam, îndecupa tălpile și le punea în adida și lui. Avea atunci un fel neobișnuit de a trece strada, ca și cum ar fi traversat Styx-ul cu un pahar de absint pe frunte. Mi-era teamă că-l pierd, dar toate tălpile mele lusturau din ce în ce mai tare. Încălzeam apa, o turnam în lighean, în ea șușoteau peștii, te vei duce, te vei întoarce, nu vei muri. Ai văzut că mi-am găsit jacheta? Eram sigură că o să o găsesc. În Germania nu se pierde nimic. Sunt grozavi. Dar adevărul este că și în România mi s-a întâmplat treaba asta. Și era ceva mult mai de preț pentru mine și cine a găsit acel lucru mi l-a dat. E vorba de volumul Piața Cerului. Un volum la care ține enorm și mi-ar plăcea foarte tare să fie reeditat. Și era în manuscris, fusesem internată la spitalul Safia și când am ieșit de acolo cu valiza, aveam înăuntru niște filme de la o radiografie, pijamaua, pasta de dinți, mă rog, și manuscrisul de la Piața Cerului. Și închipuiește-ți că am uitat valiza cu toate lucrușoarele astea în autobuz, la capătul liniei unde coboram. Eram disperată, foarte, groaznic, pentru că pierdusem Piața Cerului, volumul la care țin și acum enorm. Și peste vreo 10 zile primesc un telefon, o voce de femeie, care îmi spune: sunteți Nora Iuga, da? Zice, v-am găsit valiza și înăuntru am găsit un manuscris. Dar zic, de unde știați numărul de telefon? Zice, păi, zice, scria pe filmele de la radioscopie, de la radiografie, eu sunt medic, m-am uitat și în felul ăsta v-am găsit. Și ne-am întâlnit și mi-a dat înapoi manuscrisul, dar bucuria cea mare a fost și mai grozavă pentru că mi-a spus că dacă nu ar fi citit manuscrisul și nu ar fi văzut ce grozavă carte e, probabil că nu mi-ar fi adus valiza înapoi. Asta a fost cel mai grozav compliment pe care l-am primit vreodată pentru poezia mea. Dacă eu aș avea posibilitatea, vorbind prin absurd, pentru că nici nu vreau absolut deloc, nici prin gând nu-mi trece, să mă stabilesc în Berlin, eu cred că eu aș putea să-mi prelungez viața, chiar dacă o viață întreagă nu am trăit în Berlin. Eu simt chestia asta, au trecut 10 luni și eu mă simt fizic întinerită, clar. Trebuie să vă spun că am renunțat la toate medicamentele și mă simt mai tânără cu 10 ani pe dinăuntru. Numai pe dinăuntru, când mă uit în oglindă e dezastru. Da. Thank you.